Uită! Aoleu! Ia uitați-vă cu alea, na! Astfel de scene au loc aproape zilnic de două săptămâni pe străzile din comuna Telega, unde cinci urși dau târcu ale gospodăriilor. Dacă la început s-au mulțumit cu ce găseau în tomberoane, acum au început să atace animalele domestice. Nu vezi, toate varză. La noapte vine iar. Constantin Cristian are 88 de ani, dar spune că până acum nu a văzut niciodată un așa prăpăd făcut de urși. În trecut, animalele nu coborau atât de aproape de case. Vă e frică? Păi normal, dacă vezi de tăi animalul lângă tine, cu tot nu-ți e frică. A venit și a două ori, și a trei ori. Nu mai putem să mai ieșim nici din casă afară. De teamă că urșii pot oricând să reapară în zonă și să atace, localnicii stau mai mult în case. Stăm cu furcile, uitați furcă acolo. Deci și-am legat câine, de acolo l-am adus aici. Primăria din Telega a convocat o celulă de criză, însă nu a reușit să prindă niciun exemplar până acum. E o treabă totuși dubioasă. Până acum n-am avut probleme. Dintr-o dată au apărut 5 urși. Nu știm dacă sunt cipați sau nu, încă n-am reușit să-i prindem. Este un fenomen pe care, să spun, specialiștii nu și-l explică pe de-a întregul. Probabil este lipsa de hrană. Noi avem urși în excedent, de nici vorbă să fie relocați urși la noi, dar se pot face migrări. Din estimările silvicultorilor, efectivul de urși din județul Prahova este de aproape 400 de exemplare.